Bun găsit! În ultima perioadă, tot mai multe dosare infracționale sunt descoperite în municipiul Bălți. Am decis să aducem în vizorul dumneavoastră nu doar statistici înfiorătoare, dar să aflăm și care sunt direcțiile în care își îndreaptă eforturile oamenii legii și ce proiecte se implementează în domeniul securității publice. Invitații emisiunii de astăzi sunt Gheorghe Dragan, șef adjunct al secției Securitate Publică a Inspectoratului de Poliție Bălți și comisar principal. Olesea Tabarcea, directoarea Asociației Obștești Clinica Juridică Universitară și Corina Popa, coordonator de programe Uniunea pentru Echitate și Sănătate, director de proiect. Bine ați venit în platoul TV Nord. Bine v-am găsit. Deci noi suntem acum la sfârșit de an și putem cât de cât să tragem niște linii, să vedem ce s-a întâmplat în acest an din punct de vedere infracțional, dar și din punct de vedere a prevenției infracțiunilor la nivelul municipiului Bălți. Știu că în acest an s-au derulat un șir de proiecte, de asta și am decis să vă aducem astăzi într-o componență în care să vorbim nu doar din punct de vedere criminalistic și înfiorător, da, cum am anunțat mai devreme, dar să vedem cum încercăm să fim mai aproape de cetățeni și să rezolvăm anumite probleme comunitare. Domnule Dragan, am analizat statistica din punct de vedere a criminalității și cel puțin am văzut că din punct de vedere a anilor precedenți, 2019-2021, avem în unele momente înregistrate o scădere bună, da? Și în altele avem date mai mari. Cum credeți, de ce este generată această diferență de cifre? Dacă ne vom referi la datele statistice, conform analizei, putem să constatăm faptul că perioada anului 2019 au fost comise 1359 de infracțiuni. Ulterior putem să vedem că în anul 2020 avem o scădere, fiind comise 1161 de infracțiuni și deja perioada anului 2020. La momentul de față avem 1297 de infracțiuni pe perioada a 10 luni de zile. Adică putem să ne facem o închipuire la faptul că totuși în 2021, în comparație cu 2020, avem o creștere la faptele infracționale. Dacă ne uităm în comparație cu 2019, deja avem o scădere. Dacă ne referim după infracțiunile care la momentul de față sunt comise, adică la unele compartimente, la unele infracțiuni avem o scădere și la unele dintre ele avem invers. Sunt comise mai multe infracțiuni decât anii precedenți. Dacă ne referim la așa infracțiuni, spre exemplu, ca tâlhării, jafuri, violuri sau omoruri, la momentul de față noi suntem în descreștere. Dacă ne referim la acte de huliganism și de excrocherie, inclusiv chiar și la violența în familie, noi avem creștere. Este asta generat cumva de această pandemie? Sau totuși au fost implementate anumite acțiuni sau eforturile poliției au fost îndreptate așa încât unele au fost diminuate, dar de ce avem creștere pe alte linii? Desigur că la momentul de față noi putem spune că un anumit procentaj, poate mic, poate un pic mai mare, referitor la comiterea infracțiunilor, au jucat și pandemia, dar asta anume pe anumite genuri de infracțiuni. Spre exemplu, dacă perioada anului curent noi avem în scădere, spre exemplu, furturile în apartament, însuși în comparație ca furturi, la general, ele sunt în creștere, dar furturile anume din apartament sunt în scădere. Motivul care, spre exemplu, putem să-l invocăm la momentul de față, că mare parte persoanele pe perioada pandemiei s-au aflat mai mult la domiciliu. Adică nu au creat așa o posibilitate ca infractorul să vină în gospodărie sau în apartament respectiv, când în perioada, spre exemplu, anilor 2019 pe furturi de apartamente au fost înregistrate și mai mult, cetățeanul se afla acasă, înseamnă că infracțiunea nu a fost comisă. Dacă luăm, spre exemplu, anumit genul respectiv de infracțiuni, o altă modalitate în care o preluăm noi, spre exemplu, sunt măsurile de prevenție care sunt înfăptuite. Dacă, spre exemplu, anterior nu erau atâtea măsuri de prevenție, atât caracter individual, cât și caracter general, la momentul de față noi ne axăm în mare parte pe
aceste măsuri în vederea prevenirii comiterii infracțiunilor. Ele se manifestă prin ce? Spre exemplu, începând de la o analiză concretă cu anumit gen de infracțiuni. Luăm, dacă am vorbit cu furturile, luăm furturile patrimoniale. Uităm, dacă este o anumită creștere la începutul anului sau prim trimestru, a doilea trimestru, noi facem o analiză. După analiza respectivă, noi întreprindem măsuri cu caracter individual și caracter general. Caracter individual se referă însuși la subiecții care comit infracțiunile respective, caracter la general, asta se referă începând de la întrunirile cu colectivele de muncă în cursul blocurilor locative, lecții desfășurate în instituțiile de învățământ, plante informative pe care noi le oferim cetățenilor. Și colaborarea cu asociațiile obștești. Desigur, asta în primul și în primul rând de asemenea joacă un rol foarte important. Iată, dacă îmi permiteți să o întreb pe doamna Tabarcea, cum v-ați implicat sau cum asociația dumneavoastră s-a implicat în scăderea acestor cifre sau diminuarea acestor cifre infracționale, să spunem așa? Asociația Obștească Clinică Juridică Universitară întotdeauna a fost o organizație care promovează și apără drepturile omului în diferite sfere de sociale și în diferite sfere de activitate ale oamenilor și anul acesta noi am decis să ne implicăm și în prevenția unor situații de infracționalitate. Ca să înțelegeți cum o asociație obștească vine la o idee de a colabora sau a face niște parteneriate cu instituții de stat, atunci când noi lucrăm, noi comunicăm cu oamenii și noi vedem care sunt problemele acestor oameni. După aceasta, noi avem o idee de probleme, o idee constatată. Atunci când se constată care sunt problemele unei comunități mici, pentru că noi încercăm să fim, asociația noastră încearcă să fie lângă oameni, lângă comunități mici, pentru a avea un impact clar și direct și vizibil asupra unei comunități. Doamna Popa, din punct de vedere a implicării și dumneavoastră ca societate civilă, cum ați văzut colaborarea aceasta cu poliția? Cât de importantă este ea în opinia dumneavoastră? Asociația Obștească Uniunea pentru Echitate și Sănătate colaborează cu poliția, cu Inspectoratul General de Poliție și cu Inspectoratul de Poliție al municipiului Vâlți de foarte mulți ani în domeniul de prevenire și în domeniul de și cooperare în consumul de droguri. Deci, dacă este să vorbim că consumatorii de droguri și în ultimul timp s-a majorat foarte mult cazurile de consum al drogurilor și în special al drogurilor noi, a substanțelor psihoactive noi, s-a ajuns la ideea că este foarte important de implicat și de a consolida eforturile comune ale asociației noi ale parajuriștilor specializați care activează în cadrul activității asociației noastre cu poliția, în special cu activitatea polițienească comunitară, pentru a spori siguranța comunitară în municipiul Bălți în ceea ce privește contextul comercializării online a drogurilor. Și mă voi referi astăzi în special la acest aspect, pentru că implementăm acum în comun cu Inspectoratul de Poliție din Bălți a proiectului Magazinele Online de Comercializare a Drogurilor, o provocare pentru siguranța comunitară din municipiul Bălți și proiectul dat presupune unirea eforturilor noastre și pentru a mări siguranța comunitară. Ce înseamnă aceasta? Aceasta înseamnă că noi, împreună cu poliția, organizăm activități de igienizare publică, de igienizare a spațiilor unde sunt inscripții de a magazinilor online de comercializare a drogurilor. Dacă ați observat cu toții, probabil toată lumea știe că orașul nostru și nu numai orașul nostru este plin, toți pereții, gardurile sunt cu inscripții a acestor magazine online de comercializare a drogurilor. Din păcate, foarte mult tineret, copii știu despre acest lucru și acest lucru mărește, crește foarte mult accesul la droguri, în special a drogurilor noi, a substanțelor psihoactive noi și astfel pune în pericol viața și nu doar a copiilor și a tineretelor, dar în special și a societății la general. Noi atenționăm populația referitor la riscurile acestor inscripții, la mărirea accesibilității
utilității drogurilor, de procurarea drogurilor și ne stăruim să eliminăm aceste inscripții împreună cu poliția, împreună cu parajuriștii noștri specializați. Și fac aici o paranteză, parajuriștii specializați este o echipă de parajuriști care este susținută de asociația noastră, Asociația pentru Echitate și Sănătate, și care oferă servicii de asistență juridică primară grupurilor cu risc sporit de infectare la HIV. Aceștia sunt consumatorii droguri, acestea sunt lucrătoarele sexuale și împreună, deci împreună cu acești parajuriști specializați, noi încercăm să eliminăm aceste inscripții și să implicăm și societatea în aceste activități. Acum că am atins acest subiect al drogurilor, domn Drăganov, de obicei când ieși în afara Chișinăului și dacă te prezinți că ești din Bălți, deci prima etichetă care îți spune, da, municipiul Bălți, acolo sunt cei mai mulți drogați. Este o etichetă pe care parcă ți se pare că cu anii vrei să iradiezi, da, să dispară această etichetă, dar totuși ea este prezentă și astăzi. Statistic vorbind, totuși, la ce capăt, da, de coadă sau început suntem în ceea ce ține pe țară? Dacă de luat sunt niște prejudecăți care au rămas de timpul cele mai înapoiate. Da, dar încă active astăzi. Încă active, asta nu se referă numai la municipiul Bălți, se referă la întreaga Republică. Adică persoanele, dacă așa de luat, consumă careva substanță, stupefiante, substanțe narcotice. Dacă de luat după statistică, așa de uitați, spre exemplu, eu mă gândesc la urșcare inspectorat de poliție, în municipiul Bălți, spre exemplu, au fost pornite 60 de cauze penale perioada anului curent. Dacă ne uităm la practica contravențională, au fost 63 de procese verbale întocmite pentru buințarea substanțelor narcotice, fără prescripția medicului. Adică, dacă de luat după o cifră, e o cifră foarte mică. Dar însuși, dacă de luat după persoanele care sunt depistate la întrebuințarea substanțelor stupefiante, așa putem spune, sau narcotice, sunt mai multe persoane. Avem o problemă în ceea ce e legat că la momentul de față stupefiantele acestea pe care ele consumă, ele nu sunt în lista substanțelor interzise. Asta și este o problemă foarte mare, de motiv că chiar și dacă persoana este condusă la expertiză, medicul narcolog nu poate să-i ofere că persoana a întrebuințat substanțe narcotice care sunt, spre exemplu, din lista respectivă. Astfel, noi... Este un val nou de substanțe narcotice? Este un val nou de substanțe, dar pur și simplu ele nu sunt introduse în listă. De asta și noi, în cadrul Inspectoratului de Poliție, am înaintat mai multe demersuri în vedere introducerea anumitor formule, că ele tot se mai schimbă formulele respective, ca să fie prezente în listă și ulterior ca persoanele să fie pasibile de a fi sancționate. Dar tot în același timp, spre exemplu, cum și anterior am spus, poliția nu e pentru asta ca de fiecare dată să sancționeze persoana. În mare parte, noi deja de o perioadă de aproximativ jumătate de an ne stăruim să referim persoanele astea la un anumit tratament sau la ca persoanele respective să le fie acordate careva intervenție. Astfel, spunem că drogurile sunt mai multe în Bălți sau spunem că sunt drogurile mai multe în municipiul Chișinău, noi n-ați putem să le spunem, din motiv că ele se consumă peste tot. Domnul Drăgan a atins un moment foarte important în colaborarea noastră. Deci, dacă până acum poliția, și cum ați spus și dumneavoastră, era implicată mai mult în activitățile de sancționare, de pedepsire, atunci, acum, la momentul actual, vrem să accentuăm că activitatea poliției în lucru cu consumatorii de droguri se bazează nu doar pe pedepse, dar și s-a ajuns la ideea că este foarte important că aceste persoane, care, de fapt, noi subliniem, sunt mai mult persoane bolnave care au nevoie de intervenții medicale, care au nevoie de intervenții sociale și alt tipuri de intervenții, ar avea un, deci, ar fi un impact mai pozitiv dacă aceste persoane ar fi referite către serviciile respective și nu pedepsite. Aceste persoane, când nimeresc, când vin la noi în asociație, deci luând în considerație că la noi activează specialiști, așa că asistenți
sociali, psihologi, medici, medici care oferă servicii medicale, sau persoane care, sau, de exemplu, cum am spus, parajuriștii specializați, inclusiv și lucrători outreach sau lucrătorii în teren, care lucrează la direct cu grupurile, cu persoanele din grupurile defavorizate și cu risc majorat de infectare la HIV. Aceste persoane, în dependență de problema cu care se întâlnește și în dependență de cazul său, este oferită asistența corespunzătoare sau este referit, dacă noi nu aveam anumite servicii specifice medicale, dacă ne referim, în instituțiile medicale și este acompaniat de lucrătorul în teren, care nemijlocit lucrează în teren chiar cu aceste persoane, pentru că este bine știut că persoanele date sunt, fac parte din grupuri mai închise, mai ascunse, care nu totdeauna doresc să vină în vizorul sau chiar a asociațiilor obștești și a lucrătorilor. Și astfel, lucrătorul acesta în teren, nemijlocit cu persoana, dacă să spunem, putem să ne exprimăm așa, de mână, este dus la toate serviciile necesare. Și astfel, persoana primește serviciul corespunzător necesar. Până când este un concept ultimul an, când poliția, nici nu ultimul an, ultimii 2 sau 3 ani, când poliția este vizibilă, este în stradă, vorbește cu oamenii, informează, merge prin școli, vorbește cu copiii, fie despre siguranța în trafic, fie că vorbesc despre alte chestiuni legate de agresie, violență, bullying și sancțiuni și tot. Totul acestea sunt niște acțiuni de prevenție și totul constituie activitate polițienească comunitară. Iată, acesta este conceptul despre care noi ținem să povestim oamenilor și să explicăm că poliția este nu doar pentru a sancționa, dar a lucra împreună cu societatea civilă, cu acele organizații, de a avea un impact pozitiv și asupra unor chestiuni serioase sau chestiuni de primă necesitate în diferite comunități, precum, iată, municipiul Bălți are unele probleme, comunitățile mai mici au alte probleme identificate. Iată, doamna Popa a atins subiectul drogurilor și acestor inscripții. Personal, eu nu am atras atenție, probabil pentru că nu sunt interesată, da, în droguri. Dar dacă este să vorbim la nivel comunitar, de exemplu, cei care, la fel, oameni simpli, da, care ar fi interesați să se implice în, nu știu, depistarea și anunțarea acestor inscripții. La ce ar trebui să atragă atenție? La, și unde pot apela pentru a semnaliza o inscripție sau cumva ca, nu știu, dacă se implică poliția sau cine, acolo unde a apărut această inscripție să fie scoasă, înlăturată. Da. Eu am înțeles pe dumneavoastră, înseamnă că referitor la unde poate să apeleze cetățeanul, desigur, la serviciul unic 112, ulterior, dacă, când municipiul Bălți sunt 7 sectoare de poliție și eu mă gândesc că dacă e locatar a municipiului Bălți, în mare parte el este informat cine e ofițerul de sector și dacă să-i facă un telefon și a să-l anunță, ofițerul de sector n-a să rămâi indiferent. Ulterior, a să deplasez la fața locului, dacă nu ofițerul de sector, înseamnă cu un echipaj de reacționare operativă care în cel mai scurt timp a să încerce să rețină persoana respectivă și ulterior să-i dea mai multe întrebări, care este, spre exemplu, motivul când a fost amplasate inscripțiile respective. În mare parte, la momentul de față, noi ne întâlnim că sunt și inscripții, da, cu adresele de prețele socializare referitor la site-urile respective. Dar sunt și unele inscripții care, pur și simplu, scriu niște litere, spre exemplu, sau scriu niște cuvinte care nu sunt percepute, sau poate niște ieroglife de fel de fel de... Chiar recent au fost... Deci, cumva, oamenii care sunt din acest cerc au niște simboluri ale lor și cei care nu au treabă nu le recunosc? Nu, rețelele socializare la noi acum sunt foarte dezvoltate și ulterior, dacă, spre exemplu, un minor vede pe rețelele socializare că iaca, s-a dat o informație că fiecare se amplaseze, spre exemplu, careva inscripții și fiecare încearcă pe rețelele socializare să evidențieze cu ce inscripții. Noi nu de mult am depistat, spre exemplu, niște minori. La întrebarea, păi bine, pentru ce ați făcut asta? Păi noi am vizualizat pe rețelele socializare, de-o plăcut și am crezut că noi tot așa frumos putem să facem.
Altă întrebare, bine, tu asta poți să întreprinzi, spre exemplu, acasă. Tu doar n-ai să te duci acasă, să iei peretele, spre exemplu, sau undeva să începi a desena pe el. Că, în primul rând, este un loc public, un loc care este vizualizat de alți cetățeni. Și eu nu mă gândesc că nici dumneavoastră, nici la cei participanți la această emisiune, le-ar place ca fiecare gard sau fiecare pereți sau fiecare ghiret să fie cu inscripțiile respective. Dar, în unele cazuri, spre exemplu, da, sunt plasate, că sunt niște site-uri speciale. Un moment foarte important, în timpul ieșirilor noastre la, în teritoriu, la fața locurilor, ca să eliminăm aceste inscripții, în discuția, pentru că și polițiștii care vin cu noi împreună, discutăm cu persoanele, cu proprietarii caselor sau magazinelor pe pereții cărora sunt aceste inscripții, cu trecătorii pe drum care sunt foarte interesați ce se întâmplă și se opresc și întreabă ce se întâmplă. Deci am depistat un lucru foarte interesant, că foarte multă populație cu vârsta mai majoră, mai în vârstă, nu înțeleg ce înseamnă aceasta, dar știu că este pur și simplu peretele murdar. Dar spre deosebire de tineret sau chiar copii care știu foarte bine ce înseamnă asta, practic toți tinerii, tot tineretul știau foarte exact ce înseamnă aceste inscripții. Și dacă referitor la întrebarea dumneavoastră, cum unde trebuie să adreseze aceste persoane care observă așa ceva, noi îndemnăm nu doar să se adreseze, dar și cu puterile proprii să înlăture aceste inscripții. Și oamenii, într-adevăr, erau foarte interesați și au spus că da, în continuare, deci cel puțin mulți din ei cu care noi am discutat, au spus dacă observăm în apropierea locuinților noastre așa ceva, noi obligator cu puterile proprii vom încerca să eliminăm aceste inscripții, ceea ce este un factor îmbucurător, că lumea este gata să se implice și și a atras atenția la această problemă. Eu știu că mai este o problemă ceea ce ține de tendința de a ascunde drogurile pe la porțile oamenilor, da? Sunt niște pliculețe sau în ogradă, dar tu nici nu-ți dai seama că în curtea ta, de fapt, cineva a ascuns o substanță narcotică pentru X sau Y. Această tendință este un know-how al moldovenilor sau totuși este preluat? Este o tendință care este preluată din alte țări și normal. Odată cu dezvoltarea tehnologiei. Odată, cum în mare parte, dacă ne referim la amplasarea pliculețelor respective, așa spuneam în limba rusă, zaclăce, le cheamă, adică da. Ele sunt în fâșiile forestiere, poate fi, adică și normal că în proprietatea privată la un om n-ați poate să pătrundă ca să le lese. La stații, spre exemplu, sau în locurile unde sunt mai părăsiți sau careva construcții. La momentul de față noi avem mai multe informații referitor la asta, ele sunt, adică se realizează, adică se întreprind măsuri operative investigative în vederea stabilirii persoanelor și documentării cazurilor. Adică nu a rămas fără vedere poliției, așa putem spune, această faptele infracționale și contravenționale respective. Această tendință este mai nouă, da? De când se investigează? Dacă așa de luat, dacă nu mă greșesc, vreo un an jumate, așa, tendințele respective sunt. Adică cu cât mai mult se dezvoltă inclusiv și rețele socializare, cu atât mai mult se dezvoltă și infractorii. Pe diferite domenii de infracțiuni, nu taman referitor la amplasarea pliculețelor, chiar și pe faptele de excrocherie, se diversifică, cum s-ar spune, nu e una și aceeași. Ar fi bine ca orice locatar al municipiului Bălți, spre exemplu, dacă ar observa astfel de persoane, că ele cum se observă, că caută lângă copac, caută lângă gard, peste tot caută, să anunță numai decât serviciul 112 sau să anunță, spre exemplu, număr de telefon care cunosc de la ofițerul de sector, că ulterior informația respectivă este plasată pe rețele socializare, noi nu suntem la timp informați, pe când ar fi mai ușor ca să ne anunțe atunci la timp, aveți de plasează să-l reții persoana respectivă și ulterior noi aveți să petrecem măsuri în vederea stabilirii de unde o adus, cum o adus și toată informația să obținem de la el. Dar cu păreri de rău la noi unii membri societății consideră că dacă nu m-a atins pe mine, înseamnă că asta nu e problema mea. Dar noi trebuie să ne zicem de asta că nu e meu, nu mă interesează. De asta și noi în proiectul nostru acesta de care am menționat avem și încă un obiectiv, nu doar să eliminăm aceste inscripții, dar și să sporim conștientizarea publicului larg referitor la riscurilor asociate consumului de droguri și referitor la vinderea drogurilor online și consecințele acestora.
și educarea unui spirit de solidaritate cu poliția, după cum s-a spus că persoanele trebuie să înțeleagă că poliția este nu doar pentru a pedepsi, dar și pentru a preveni, și cu parajuriștii noștri specializați în lucru cu persoanele menționate. Iată, recidiva se întâmplă după ce un consumator de droguri a mers la un curs de detoxifiere, de exemplu, da? Detoxifiere, corect, da? După ce o persoană a mers la un curs de detoxifiere, are tendința de a reveni la același viciu sau cu unii ar trebui de lucrat mai mult? Deci cu aceste persoane se lucrează permanent, pentru că riscul de a recidiva este permanent și noi știm foarte bine și știm despre problema dependenților. Din acest considerent, noi atenționăm și polițiștii la fel că aceste persoane trebuie referite către aceste servicii și faptul că ele sunt pedepsite doar mărește riscul, doar crește riscul de a recidiva, în a consuma și a, de ce nu, de a comite careva infracțiuni. Iată, vorbind totodată și despre faptul că clinica juridică, da, ați instalat în Sadova și Elizaveta niște camere de luat vederi. Aceste camere, scopul lor este, sau unul din scopuri ar fi și monitorizarea unor cazuri de infracțiune și poate și inclusiv ceea ce ține de ascunderea drogurilor în anumite zone sau prevenția accidentelor, furturi. Care este scopul acestor camere? Vreau să vă zic că la momentul când a fost identificată problema cu circulația rutieră, da, sau cu fluxul excesiv și viteza excesivă în aceste localități, în Sadova și Elizaveta, când noi am întrebat cum voi vedeți soluționarea acestei probleme, ce am putea face? Primul lucru care a fost spus este nevoie de a instala monitorizare video. Ceea ce ar însemna tot ceea ce ați spus dumneavoastră, ar însemna identificarea diferitelor încălcări, atât rutiere, alte tipuri de evident huliganism, furturi, inclusiv și tot ceea ce ar putea ajuta poliția la identificare. Referitor la faptul că instalarea camerelor respective va spune siguranța în societate și ulterior, desigur, fiecare persoană care o să vizualizeze că sunt camere de înregistrare video, ați dispui de un comportament mai adecvat în cadrul societății. Problema respectivă, adică dacă de luat însuși activitatea polițienească comunitară, problema respectivă a fost relevată încă în cadrul Consiliului de Siguranță, care este prezent atât și în Sadova, atât și în Elizaveta, ulterior fiind preluată de către noi împreună cu partenerii noștri, fiind făcut un sondaj. Adică, dacă de luat, noi putem să povestim despre date statistici foarte mult. Putem să povestim că atâtea crime s-au comis, atâtea nu s-au descoperit, atâtea nu s-au descoperit. Dar când te duci într-o societate și faci un anumit sondaj și întrebi care e problema lor, problema lor nu poate fi infracțiunea respectivă. Adică pentru unii, spre exemplu, în unele sectoare administrative, problema nu era că se comite o infracțiune. Problema, spre exemplu, era în gunoiești. Sau problema era în câini. Adică să înțelegeți că noi trebuie să soluționăm o problemă comunitară. Adică nu tamana și ești legat de poliție, că infracțiunile as fi sau n-as fi. Și în cazul respectiv, noi am soluționat și problema comunității și problema poliției. Și adică se primește că noi, prin intermediul camerelor respective, putem să vizualizăm, putem să documentăm, putem să acumulăm un careva mijloc probatoriu, în caz dacă se comită o contravenție sau o infracțiune. Oamenii atât din Sadova cât și din Elizaveta, ei au rămas foarte mulțumiți, din motiv că însuși administrația de acolo nu a cheltuit niciun ban. Careva surse financiare, ideea a fost a lor, a noastră împreună, ulterior sursele financiare de la Fundația Soros și adică nu a implicat absolut nicio cheltuială din partea administrației respective.
Deci acum se merge pe a îi oferi omului o siguranță sau o stare de liniște că nimic cu el nu se va întâmpla nici acasă, nici pe stradă. De multe ori problema este nu în inacțiunea poliției, pentru că lumea pretinde a zice că poliția este de cel mai des inactivă, eu vă cer scuze, dar asta este o percepție publică, doar că lumea nu zice că societatea este inactivă. Poliția nu poate fi peste tot în același timp, dar noi suntem peste tot în același timp, noi vedem, noi putem constata și responsabilitatea fiecărui cetățean este de a semnala încălcările care sunt la acel moment în mod real ca poliția să poată interveni efectiv și operativ. Domnul Dragana, în ultimii 2 ani da, avem o nouă infracțiune, de fapt, nici nu pot să zic infracțiune, dar dacă e să ne referim la tot ce ține de pandemie și infracțiunile comise în COVID-19, da? Avem o statistică și dacă este să analizăm cifrele, în 2020 erau de 2 ori mai puține înregistrate cazuri decât în 2021. Și aici îmi pun întrebarea, cum de se face că erau 1000 și cazuri înregistrate, iar în 2021, când se pare că deja toți sunt familiarizați cu tot ce ține de pandemie, restricții, totuși este o rată dublă de cazuri înregistrate. Și totuși aș vrea să ne faceți și o explicație despre ce este vorba, ce intră în aceste infracțiuni înregistrate. Adică nu sunt infracțiuni, sunt fapte contravenționale, în mare parte legate de încălcarea restricțiilor impuse de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică sau aceasta locală care este la noi. Articolul 76 din cadrul codului contravențional. Noi putem spune că de la începutul pandemiei, desigur că putem releva faptul că persoanele toate au fost informate. În mare parte, când se ducea poliția, mereu, cum spuneam, că noi sancționăm, de la bun început, noi n-am mers pe ideea ca să-i sancționăm. Mai întâi am preîntâmpinat toate persoanele, începând de la persoane fizice și terminând cu cele juridice, referitor că trebuie să fie respectate măsurile respective. Și dacă se primește că perioada anului 2020 noi am întocmit ce mă refer la Inspectoratul de Poliție Bălți 1218 procese verbale, părere de rău în anul curent, au fost documentate 2186 de cauze în perioada la 10 luni. Adică vedem că numărul este foarte mare. Motivul este, în primul și în primul rând, este neglijența cetățenilor la respectarea măsurilor. Ulterior, poate obosit, poate nu obosit. Noi privim din punct de vedere legal. Adică, dacă... Acum nu mai mergeți pe ideea de a preîntâmpina. Deja mai am preîntâmpinat, primește un an de zile pe toate persoanele. Ulterior, unii singur invocă că nu suntem de așa boală, spre exemplu, nu au nevoie să poarte masca, deși sunt restricții că trebuie să poarte masca obligatoriu. Sau la momentul de față, în unele cazuri, de prezentat certificatele COVID, n-au nevoie de certificat, n-au nevoie de vaccinare, asta depinde de fiecare persoană. Dar ulterior, dacă legislatorul a stabilit pe hotărârile respective că este necesitatea când te prezinți într-o unitate de alimentație publică, spre exemplu, să prezinți vaccinul, înseamnă că trebuie să-l prezinți. Dacă este indicat că în piață, spre exemplu, trebuie să fii cu masca care acoperă nasul și gura, înseamnă că trebuie să fii. Noi, ca poliție, spre exemplu, comicem în locurile respective publice, care sunt mai aglomerate, centri comerciale, în piețe, noi mereu purtăm măștile respective. Adică, care este diferența dintre noi? Noi suntem tot aceiași cetățeni, pur și simplu, la momentul de față activăm ca polițiști, dacă așa de luat. Adică fiecare cetățean, dacă a respecta, noi nu trebuie să facem careva echipe mobile, spre exemplu, cu reprezentanții de la administrația publică locală sau razii putem de noapte să verificăm care agent economic încalcă sau nu încalcă. De ce putem de noapte? Spre exemplu, anterior erau puse unele restricții la cafenele, la discocluburi, dacă așa de luat, că din motiv că socotea că pe timp de noapte persoanele respective, ele nu respectă nicio măsură. Adică ele dansau, ele s-aflau în mijlocit câte 10, câte 15 la masă. Dar, cu părere de rău, nici până la ziua de astăzi, persoanele încă nu au perceput sau deja la momentul de față, le tot una la unii. Sunt și agenți economici și persoanele fizice, adică dacă de luat atât vânzători, atât cumpărători, atât administratori, inclusiv și persoanele juridice sunt atras la răspundere pentru nerespectarea măsurilor.
Adică asta nu mă se referă că nu a prezentat certificat, în afară de faptul că nu a prezentat certificat care nu poartă mască, care nu a efectuat igienizare, spre exemplu, sau care nu are careva registre referitor la tot asta. Și în afară de asta, măsurile de prevenție care au fost întreprinse, adică perioada socotiți, perioada la un an jumate și până chiar și în prezent. Noi, la zile de sâmbătă și duminică, avem centru mobil de prevenție care ieșim cu pliante informative referitor la măsurile COVID. Și perioada la un an jumate, mă gândesc, angajați inspectoratul de poliție, dar m-am împărțit pliantele astea la toți locatarii de municipiul Bălți, adică nu-i vreo unul care n-ar cunoaște. Dar din diferite motive, poate personale, poate că nu dorește, el încalcă. Am înțeles. Ați dori să completați? Nu atât. Eu sunt totalmente de acord cu partea legală și cu partea de obligații, pentru că dacă este o normă legislativă sau niște restricții, ele tot trebuie să fie realizate, respectate de toți. Dumneavoastră tot întrebați de ce a crescut sau de ce a diminuat. Iată, în unele cazuri, nu sunt psiholog de profesie, dar comunic cu foarte, foarte multă lume pe diferite subiecte care îi afectează, inclusiv și aceste tipuri de restricții. În acest răspunsul la situația de ce nu se respectă, poate să vă dea un psiholog, pentru că multă lume invocă situația, iată cum a zis și domnul Dragan, diferite chestiuni personale. Multă lume pur și simplu zice că au obosit. Asta nu este o scuză, doar că partea un psiholog ar putea zice cât timp ține frica față de ceva. Eu cred că este foarte important majorarea nivelului de educație medicală a populației. Și poate nu vorbim de frică și nu vorbim de sentimente, dar vorbim de responsabilitate. Și în cazul când persoana este, are nivelul de cunoștințe necesare într-un domeniu, vorbim în cazul dat de pandemie, atunci nivelul de responsabilitate este mai mare. Aici este nevoie de, și ține de fiecare persoană în parte. Deci fiecare persoană în parte ar trebui, din punctul meu de vedere, să se auto-instruiască, să înțeleagă că responsabilitatea în cazul dat hotărăște totul. Am înțeles. Și pe final, să ne spuneți care sunt planurile de viitor a fiecăruia dintre asociații, organizații, inspectoratul de poliție. Suntem în pragul sărbătorilor, de fapt, perioada cea mai, nu știu, mai activă din punct de vedere infracțional, probabil, și pe de altă parte, atunci când poliția, ceilalți sărbătoresc, poliția lucrează. Cum se întâmplă acum să vă, să vă îndreptați eforturile sau ce urmează să faceți pentru a spori liniștea publică și securitatea? Desigur, să implementăm toate măsurile care sunt impuse. De asemenea, activitatea polițienească comunitară să nu o lăsăm deoparte. Adică toate măsurile care le întreprindem în baza acestei activități, cu informarea cetățenilor, cu vizitele pe la domiciliu, la întruniri, pe perioada rece și normal că avem un plan separat de activități care este, care să includ mai multe puncte referitor la activitatea. Ca de exemplu, dacă așa de luat, planificarea măsurilor, spre exemplu, de anul care este, planificarea forțelor, echipelor de patrulare care să fie angajaților implicați la măsurile de anul nou, spre exemplu. Dinainte trebuie să cunoaștem toate faptele, adică riscurile care urmează a fi. Adică, luând analiza statistică de anii precedenți referitor la sărbătorile de iarnă, noi ne planificăm deja în continuare. Spre exemplu, dacă au fost comise perioada respectivă a 10 zile sau 12 zile careva acte de huliganism, înseamnă că noi ne îndreptăm spre faptul de a pune mai multe echipe mobile, spre exemplu, pe timp de noapte sau în perioada respectivă, dacă e de la orele 12 până la orele 4. Adică ne stăruim ca să mergem cu un pas înainte de a fi comis fapta. Am înțeles. Da. Asociația Obștească Clinica Juridică, în primul rând, își planifică să meargă mai departe și să fie responsabilă. Responsabilă atât noi, echipa, cât și să încercăm oamenii să-i motivăm și să-i informăm de a fi cetățeni activi, cetățeni responsabili în ceea ce privește respectarea tuturor normelor, restricțiilor, îndemnurilor și să soluționeze problemele comunitare care îi vizează pe ei însăși împreună cu poliția și împreună cu cei pe
care îi cunosc. Noi avem un îndemn general față de toți. Fiți responsabili, fiți activi, pentru că doar împreună putem face comunitatea noastră și societatea noastră cumva favorabilă pentru trai și conviețuire în măsură legală și într-un confort psihologic, emoțional și în general de conviețuire. Să avem o viață frumoasă împreună. Asociația Obștească Uniunea pentru Echitate și Sănătate la fel planifică să și consolideze eforturile împreună cu polițiștii, împreună cu reprezentanții organelor de drept pentru a spori siguranța comunitară în municipiul nostru și la fel îndeamnă populația să nu fie indiferenți față de subiectele discutate astăzi, față de, în special eu vorbesc de comercializarea online a drogurilor și se implice activ în înlăturarea acestei probleme. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și pentru că ați venit să vorbim mai pe larg, da? Mai deschis despre unele subiecte legate de securitatea publică și securitatea fiecărui cetățean al acestui municipiu. Vă doresc sănătate și să ne revedem din nou tot aici, la TV Nord. Mulțumim! Și vouă vă urez o seară liniștită în continuare și să ne revedem din nou tot aici în platoul TV Nord.